Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Astăzi mergem în vizită la Cochemie România. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut voi că în urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel o săptămână și un pic, am prezentat acolo cum mi-a spălat mașina un reprezentant al lor și mi-a plăcut tare mult. Ați văzut că efectiv nu stătea apa pe mașină, dacă m-ați urmărit. Instagramul meu este the_link11, îl aveți și în descriere. Și mi-a plăcut atât de mult cum s-a menținut mașina în timp, așa că am zis, băi, vin și eu la voi să-mi aleg câteva produse, pentru că trebuie să avem mașina cât mai întreținută. Am înțeles că undeva pe aici, dacă nu mă înșel, fix pe stânga, ai scos să parchezi și eu mașina și mergem acolo să-i vizităm, să vedem ce au ei. Ah, gata, aici e. Hei, salutare! Ești incredibil! Păi am venit să-mi aleg și câteva produse, că mi-a plăcut foarte mult cum a fost mașina mea spălată. Vezi că mi-au pregătit aici o gogoașă, știau că mi-e tare foame. Bun așa. Alături de Răzvan, astăzi o să vă prezentăm produsele care mie mi-au fost recomandate pentru a-mi spăla singur mașina. Le vom lua așa pe rând ca să știm ce trebuie să facem. Ia să vedem. Deci ăsta cu insecte, văd eu că scrie ceva acolo. Da, acesta este recomandat pentru drumul, după ce ai parcurs un drum extraordinar, okay, când ai musculițe, gâze și tot felul de insecte pe parbriz, bară, față, oglinzi. E cel mai ok, în primul și în primul rând, să-i dai o prespălare mașinii, okay, și după aceea, pur și simplu, lei, îl pulverizezi, avem aici stop, on, off, îl pulverizezi pe caroserie, îl lași undeva la un minut, între 1 și 3 minute pe caroserie să acționeze și după aceea poți clăti cu apă. Văd că și arată pe imagine părțile unde e recomandat să folosești, deci e simplu, mură în gură. Mai avem următoarea soluție, este Reactive Wheel Cleaner, cea, okay, cu indicator roșu. A, atunci când acționează soluția, pur și simplu mordăria se transformă în ceva roșu și da, se prelinge. Roșu și curge, după aia trebuie clătit extraordinar de bine, la fel, trebuie să ai foarte mare grijă să nu fie roțile calde, să nu fie încinse, pentru că există probabilitatea să pătezi vopseaua. Și următorul produs este Nano Magic Shampoo, pentru o spălare cât mai corectă a mașinii, unde ți-am pregătit și găleata și buretele. Da, într-adevăr, eu îmi spăl mașina la spălătorii tip Selfoss și nu m-aș putea să beneficiez de regula celor două găleți. De asta mă ajută foarte mult să îmi fac eu o diluție aici corectă pentru spălarea mașinii. Următorul produs este Protector Wax, care este indicat să-l folosești imediat după fiecare spălare. Îl poți aplica pe caroseria umedă și după aceea trebuie clătită foarte bine. Deci un fel de ceară. Un fel de ceară lichidă pe care eu ți-o recomand să o folosești după fiecare spălare pentru o protecție mult mai bună și pentru următoarea spălare îți ajută, va fi mult mai ușor, okay, să o speli și nu se va mai murdări la fel de repede. Da, da. Deci protejează, protejează cât caroseria, într-un fel, pentru murdări. Adică te ajută să curezi caroseria mult, mult mai repede la a doua spălare, a treia spălare și tot, da, așa. Am înțeles. Aici avem lavetele de uscare a caroseriei. La fel foarte importante, am văzut eu că au aceste găurele în care nu, dacă e un pic prăfuită, știu că ajută foarte mult că intră în acele găurele și nu zgârie mașina, caroseria. Da, da, da. Aici mai avem soluția de geamuri pentru șters cu cârpa, okay, aferentă. La sfârșit, după ce am terminat toată spălarea exterioară a caroseriei, avem soluția pentru plastice exterioare sau pentru cauciucuri, depinde unde vrei să o folosești. Și acum trecem la interior. Avem, okay, soluția mult deci interior. Deci a fost aici, a fost exteriorul,
Pac antenat, ne focusăm către interior. Mai avem 3 produse. Mai aici avem multi-interior cleaner, pe care îl poți folosi la tot interiorul, mai puțin ceasuri sau castofon și geamuri. Deci ce ține de display, ecran? Ce ține de display, geam și tot așa, da. Nu îți recomand să-l folosești. Nu afectează, nu atacă, nu-i nicio problemă, da. Dar se poate, se șterge puțin mai greu. La fel, văd că și arată aici colorat zonele recomandate. Aici avem protecția pentru bord, Refresh Cockpit Care. Deci, practic, întreține... Întreține plasticele mașinii. Plastic. Tot ce înseamnă plastic pentru interior. Da. La fel, văd că avem și un burete pentru aplicarea soluției. Și următoarea soluție este un all-around quick and shine, pe care îl poți folosi și pentru exterior și pentru interior. Poți șterge geamuri, poți șterge bordul, poți șterge absolut orice. Deci este orice. O întreținere când nu e foarte murdară când mașina, când e un pic prăfuită mașina, doar, nu? Da, un pic prăfuită este perfectă. Am înțeles. Și acum rămâne să vedeți cum voi aplica eu toate aceste produse. Eu sunt tare bucuros că am ajuns aici fix înainte de AMTS, evenimentul din Ungaria, și mă vor ajuta foarte mult aceste produse să am o mașină cât mai strălucitoare față de acelora, sper eu. Iar atunci când mă voi întoarce în țară, o să fac un clip dedicat cum aplic eu toate aceste produse, să vedeți și voi care este efectul. O să vă spun și părerea mea personală, pentru că până atunci o să am timp să-mi formez una. Și ce să spun, sunt foarte nerăbdător să văd, să-mi spăl mașina corect și să am o mașină cât mai întreținută. Haideți că am ajuns și acasă între timp, m-am și tuns și acum voiam să vă spun că poate vă veți întreba, nu știu, mai mulți dintre voi, cum puteți achiziționa produsele astea sau poate mai aveți alte întrebări, alte curiozități. Pe lângă produsele pe care eu le-am prezentat alături de Răzvan în acest clip, trebuie să știți că mai sunt multe altele și pentru alte scopuri. Ei m-au întrebat cam ce aș vrea eu să fac atunci când spăl mașina, în ce mod îmi spăl eu mașina, și mi-au recomandat tot ce era mai bun pentru mine, dar mă gândesc că poate sunt și alți oameni care spală altfel mașina, de exemplu, poate aveți acasă lance de aia specială pentru spălat mașina sau puteți cumpăra un fel de atomizator, am înțeles, de spumă activă. Eu am preferat să aleg metoda prin a spăla mașina cu șampon, de asta zic că dacă aveți alte întrebări sau vreți să cumpărați produsele astea sau vreți să vă interesați de prețuri și nu numai, eu în descriere v-am lăsat pagina lor de Instagram unde puteți să intrați să le dați un follow, acolo veți vedea mai mult lucruri despre ei și puteți să îi și întrebați în legătură cu orice produs pe care eu l-am arătat astăzi sau nu numai. La fel și pe site, o să las și site-ul lor dacă vreți să aflați mai multe, dar pentru achiziție, produse sau întrebări pe Instagram puteți să dați un mesaj și eu să vă răspund acolo cu siguranță. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Trebuie să știți că acum eu îmi fac bagajul pentru că mâine plec în Oradea la Gaju Kid. Știu că poate voi vedeți asta, nu știu, eu când filmez este luni, habar n-am că nu o să pun clipul, poate îl pun marți, poate îl pun miercuri, dar joi noi plecăm în Ungaria la AMTS și de asta astăzi am fost acolo la băieții de la Kokimi România, pentru că voiam să mă pregătesc cu soluții, să am mașina cât mai deosebit acolo, pentru că după autostradă nu știu cât timp vom avea noi să mergem să ne spălăm mașinile, așa că eu am ales o soluție care mă va ajuta atunci când mașina nu este foarte murdară, este doar un pic prăfuită, se zic că mai are câteva insecte, am ales o soluție numită Quick and Shine și am înțeles că pot să dau pe mașina așa să pulverizez și apoi să șterg cu o cârpă și nu se va zgâria, nu se va strica nimic, doar că va fi mai strălucitoare. O să experimentez asta pe pielea mea și o să fac și un clip de în care vă arăt toate lucrurile astea dacă sunteți curioși. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sper să mă urmăriți în călătoria mea către Oradea. Este prima dată că merg singur, o să-mi fie ciudat, cred. Și apoi mergem în Ungaria cu toată brigada lui Virgil acolo. O să facem vloguri împreună. Urmăriți-mă și pe Instagram, the_link11, pentru că acolo o să puteți vedea mai multe. Înainte să punem vlogul, puteți să vedeți tot ce facem noi, toate nebuniile, pentru că, credeți-ne, o să ne distrăm mult și o să postăm și o să facem conținut cum vă place vouă. Am văzut că de foarte multe ori conținutul ăsta, când ne întâlnim și cu alți vloggeri, este mai apreciat, pentru că ne vedeți pe amândoi, vedeți pe ambele canale clipuri diferite și treaba asta este tare. Gata, este seară, fac bagajul, mă trezesc mâine dimineață și la ora 5 plec. Încă o dată, lăsați acolo un like și ne auzim. Pa, pa!